După ce președintele Klaus Iohannis l-a nominalizat pe Nicolae Ciucă pentru funcția de premier, Dacian Cioloș a anunțat că desemnarea unui general în rezervă nu este un semnal bun pentru societate. Liderul USR suspectează că există deja un acord între PNL și PSD pentru ca guvernul să treacă. Mai mult decât atât, se pare că atât președintele Klaus Iohannis, cât și liderul PNL Florin Câțu i-au întors spatele lui Dacian Cioloș, considerând că USR i-a trădat pe liberali când au votat moțiunea de cenzură. Nu e un semnal deloc bun. Noi am mai avut decizia de a militariza campania de vaccinare, care a fost condusă și este condusă în continuare tot de un ofițer de armată. Eu, un fost militar, evident că nu suntem confortabili cu această poziție și e cumva și un semnal de capitulare a politicului. Noi am mers în guvern cu o propunere politică, cu o asumare politică a unui guvern minoritar. Dacian Cioloș a afirmat că este posibil ca între PNL și PSD să existe o înțelegere politică prin care să fie sprijinit noul cabinet. Foarte probabil există deja, sau exista de mai demult, dar oricum pare să existe deja o înțelegere între PNL și PSD, o înțelegere cu care probabil se simt confortabil și unii și ceilalți, deci nu se mai pune problema unei susțineri din partea USR. Liderul USR explică de ce numirea unui militar în rezervă nu este un semn bun pentru societate. La PNL nu vedem o asumare politică a unui om politic care să vină și să propun un astfel de guvern, ci vedem o asumare a unui om care vine din armată și care, evident, chiar dacă el e civil acum sau e în rezervă, vine cu acest sentiment că iar trebuie armata să ne scoată din situația asta dificilă. E un semnal foarte prost vis-a-vis de încrederea pe care noi așteptăm ca cetățenii să o aibă vis-a-vis de politică și de politicieni.